Suntem pe alea 3 Cocorului, o alee privată care este a oamenilor, este făcută de oameni, dar din câte vedeți, angajații de ADPFL au reușit jumătate din ea să o pietruiască. De unde a venit acest pietriș? De pe o stradă, strada Cocorului, ceva de genul, care trebuia pietruită în totalitate. Ce a făcut angajații de ADPFL Craiova? Nu au făcut altceva decât să ia pietrișul care trebuia montat acolo și să-l pună pe această stradă. De ce au făcut asta? Contra cost. Avem imagini, vă vom prezenta și foto, prin care angajații de ADPFL Craiova au vândut acest pietriș care trebuia montat pe stradă, au vândut diversilor locuitori din această zonă. Este incredibil cum o alee privată se pietruiește în detrimentul unei alei care trebuia pietruită. Angajații de ADPFL Craiova, din câte am înțeles, au vândut de la 60 de lei până la 100-150 de lei pe o, să zic așa, o căruță, nu știu cum să mai spun, o mașină de acest pietriș. Este un lucru strigător la cel care îl face RADPFL, iar acești angajați au reușit, cu ghilimele de rigoare, să pietruiască o stradă privată. Această stradă este făcută de localnicii de aici, nu figurează nicăieri, doar că această stradă, din câte se observă, este pietruită foarte bine de către cine? De către angajații RADPFL Craiova. O să vă prezint și poze și alte filmări, să vedeți cum înțeleg acești angajați să respecte legea. Cam atât. Rămâneți alături de Jurnal de Craiova.